Președintele PNL, premierul Ludovic Orban, a anunțat luni că starea de alertă va fi cel mai probabil prelungită. Orice decizie va ține cont de contextul epidemiologic, pe baza datelor pe care le avem până astăzi. Dacă nu apar ameliorări, reduceri semnificative, cel mai probabil vom prelungi starea de alertă. Premierul a precizat că se vor analiza solicitările privind continuarea unor activități în această perioadă. Deci vom lua o decizie legată și de acest subiect legată, sigur, mai sunt solicitări de a lua decizii de a permite desfășurarea anumitor activități, dar vom analiza pe toate, sigur, vom ține cont de punctul de vedere al specialiștilor din grupul de suport tehnico-științific din Comisia Anticovid, de INSP, și în funcție de evaluările pe care le vom avea, vom lua și deciziile politice. Orban a exclus posibilitatea adoptării de măsuri de restricție. În momentul de față nu mai analizăm nicio restricție și nu ne dorim impunerea niciunei alte restricții. De altfel, ați văzut că am preferat să am mai adoptat două măsuri, limitarea programului la terase și portul măști în spațiile aglomerate unde nu e posibilă asigurarea distanței fizice de protecție. Astea sunt singurele măsuri de restricții și ele nu afectează desfășurarea activităților economice, pentru că obiectivul nostru este acela de a nu mai afecta niciun fel economia prin măsurile pe care le luăm. Dimpotrivă, toate măsurile pe care le-am adoptat în planul de investiții și relansare economică să demareze.